Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana și videoclipul de astăzi este un tag video, după cum puteți vedea și din titlu. Am primit de la Roxanne Beauty Makeup și de la Janina Italian Style tagul Ce a schimba. O să găsiți în bara cu descrieri link către canalele lor, ca să treceți și pe la ele în cazul în care nu ați văzut deja clipul lor sau clipurile lor, deși sunt sigură că le știți pe aceste fete. Le mulțumesc că mi-au dat tagul. Și haideți să trecem la întrebări. Prima întrebare, ce ai schimbat la tine fizic și psihic? Din punct de vedere fizic, în primul și în primul rând, aș vrea să scap de această aluniță pe care o am aici. Îmi doresc de foarte multă vreme să scap de această aluniță, o am din naștere, nu mi-a plăcut niciodată această aluniță, dar asta e, m-am născut cu ea și n-am ce să fac, nu este chiar atât de ușor de scos precum așteptam să fie. Dar cine știe, poate cândva o să mi-o pot scoate. Alte lucruri fizice pe care le schimba, cu siguranță aș putea să fiu mult mai slabă, cu siguranță aș putea să fac mai mult sport. Da, pot îmbunătăți foarte mult pe partea aceasta a aspectului fizic, dar vreau să vă spun că sunt într-un moment în care sunt mulțumită de felul în care arăt, deși sunt conștientă că pot fi aduse îmbunătățiri fizicului meu. Sunt mulțumită și mă simt bine în pielea mea și vă sfătuiesc și pe voi să încercați să vă acceptați așa cum sunteți. Este mai important lucrul acesta decât orice standard de frumusețe pe care îl vedem prin reviste sau prin social media. Este important să ne acceptăm așa cum suntem, să ne simțim bine în pielea noastră și apoi schimbările or să vină cumva de la sine. Din punct de vedere psihic, cred că ar fi bine să fiu mai relaxată uneori. Mult mai relaxată, sunt o fire, nu știu, uneori foarte agitată și foarte implicată în diverse chestii și cred că este bine să fiu mai relaxată și încerc, chiar încerc chestia asta, să fiu mult mai liniștită și mai relaxată în ceea ce privește viața per total. Următoarea întrebare, ce ai schimbat la oamenii din jurul tău? La oamenii din jurul meu, ce să zic, mă refer aici la prieteni, la cercul de prieteni, la familie, pentru că pe aceștia îi consider oameni din jurul meu, nu o să mă refer la străini de pe stradă. Nu a schimbat mare lucru, pentru că suntem prieteni, ne-am învățat să ne acceptăm așa cum suntem, cu calități și defecte și dacă aș vrea să schimb ceva la o anumită persoană, probabil că nu am mai fi prieteni, mă gândesc. Următoarea întrebare, de fapt următoarele două întrebări, ce ai schimbat la țara din care provii, ce ai schimbat la țara în care locuiești. Țara din care provin este România, țara în care locuiesc este România. Deci o să dau un singur răspuns pentru aceste două întrebări. La țară ca și peisaje, la chestiile acestea mă refer acum, nu a schimbat absolut nimic. M-am plimbat prin câteva țări, nu foarte multe, dar m-am plimbat. Avem o țară destul de frumoasă, consider eu, și sunt foarte, foarte multe lucruri minunate în această țară care merită să fie vizitate și merită să fie promovate. A schimbat totuși mentalitatea societății în care trăim. Aș vrea să schimb lucrurile acestea dacă aș putea. Aș vrea lumea să fie mai deschisă la minte, deschisă la nou și să nu-i mai judece pe ceilalți după anumite idei preconcepute, prejudecăți. Dacă cineva nu este ca mine sau ca tine, nu înseamnă că este ceva în neregulă cu persoana respectivă, este pur și simplu diferită și trebuie să o acceptăm așa cum este. Cu siguranță are ceva bun de oferit și cu siguranță avem de învățat ceva de la fiecare. Încerc să fiu o astfel de persoană, cu siguranță încerc să fiu o astfel de persoană și cred că sunt un om deschis la minte. Dar aș vrea și cei din jurul meu să fie la fel, să ne acceptăm unii pe alții și să fim toleranți și buni unii cu ceilalți. Toate lucrurile acestea până la urmă țin de educație și aici este o altă, cu tot o altă discuție, dar dacă aș putea să schimb ceva, cam asta ar fi. Următoarea întrebare, ce ai schimbat la jobul tău sau la școală? Aici este un răspuns foarte scurt, sunt mulțumită cu ceea ce fac, cu ceea ce am și nu aș schimba nimic. Ce ai schimbat la canalul tău de YouTube? Nu fac de foarte multă vreme YouTube, nu am nici măcar un an de când fac clipuri. Cu siguranță în toată această perioadă am încercat să îmbunătățesc calitatea clipurilor mele, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al informației. Caut tot timpul să mă informez despre beauty, despre make-up, caut mereu produse noi pe care să le testez. Și este foarte important pentru mine lucrul acesta, să fiu tot timpul la curent cu ce este nou și să caut produsele noi și să încerc să le testez pe fiecare.
Cred că este foarte important, pe lângă calitatea imaginii, și calitatea conținutului, și aici vreau să aduc îmbunătățiri și vreau de la un clip la altul informația pe care vi-o aduc să fie utilă, să fie reală, să fie scurtă și la obiect până la urmă. Cam asta aș schimba la canalul meu de YouTube și este o chestie pe care oricum o fac de la început. Poate nu întotdeauna se vede lucrul acesta, dar mă implic foarte mult în clipurile mele și lucrez foarte mult la ele. Următoarea întrebare, ce ai schimba la trecutul tău? Nu pot să spun că ai schimbat ceva la trecutul meu, nu pot să spun acum vreau să mă întorc în timp, în perioada acutare și să fac lucrurile altfel decât le-am făcut. Toate deciziile și toate lucrurile pe care le-am făcut în trecut m-au adus unde sunt astăzi și, sinceră să fiu, da, puteam la un moment dat să fac lucrurile mai bine, puteam să iau decizii mai bune, puteam să fac multe, dar nu am făcut, am făcut lucrurile într-un fel anume și asta este. Nu cred că în prezent are sens să mai regretăm anumite lucruri pe care le-am făcut, pentru că nu se mai pot schimba. Dar ce este important este să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, ca să nu le mai repetăm, ca să putem să facem altele noi. Da, și nu, n-a schimbat nimic la trecutul meu, asta este, lucrurile care s-au întâmplat, nu am cum să le schimb, le-aș fi făcut poate altfel sau nu, habar n-am, dacă aș fi acum pus în fața unor lucruri din trecut, nu știu dacă aș alege la fel sau aș alege diferit, dar asta este. Următoarea întrebare, ce ai schimbat la partener? La partenerul meu nu aș schimba nimic. Suntem bine așa cum suntem și nu aș vrea să schimb nimic la partener. Trec mai departe, ce ai schimbat la generația de astăzi? Da, la generația de astăzi, ce să zic că ai schimbat? Nu știu dacă ai schimbat ceva sau nu. Generația de astăzi este foarte, foarte norocoasă, cel puțin din punct de vedere al tehnologiei. Și cred că ei nu conștientizează aceste lucruri încă și nu știu de multe ori, nu știu să folosească în avantajul lor toată această tehnologie. Au acces de foarte mici și la telefonul mobil, la tabletă, la internet, la diverse lucruri pe care noi nu le aveam când eram copii sau adolescenți, pentru că acele erau vremurile, da? Au acces de foarte mici la informație și de multe ori cred că ei nu știu să folosească în avantajul lor pentru a se dezvolta ca persoane, pentru a-și dezvolta inteligența și de multe ori aleg să pur și simplu să facă prostii pe internet, dacă pot să spun așa. Am văzut pe YouTube, am văzut pe Facebook fete, băieți, în fine, copii de 10, 11, 12, 13 ani pe acolo, care vin și lasă fel de comentarii la persoane care au 18, 20 și peste ani. Mi se pare o pierdere de timp lucrurile acestea. Nu știu de unde provin toate aceste lucruri la ei, pentru că sunt încă destul de mici totuși, dar probabil că este chestia cu educația despre care vorbeam și mai devreme. Următoarea întrebare, ce ai schimbat la părinții tăi? La părinții mei nu a schimbat absolut nimic, vă spun chestia asta cu mâna pe inimă. Mi-au oferit tot ce este mai bun din toate punctele de vedere, s-au luptat foarte mult pentru mine și să-mi ofere un trai mai bun și o educație și tot ce trebuie și nu aș schimba nimic la ei, îi iubesc așa cum sunt și aș vrea să fiu și eu atunci când o să am copii, un părinte cel puțin la fel de bun cum au fost ei cu mine. Ce ai schimbat din obiceiurile tale culinare? Deci v-a schimbat totul la obiceiurile mele culinare. Sunt un dezastru din acest punct de vedere. Da, a schimbat ronțăitul acela între mese. De multe ori mă trezesc mâncând fel și fel de prostii. A schimbat faptul că uneori exagerez cu dulciurile, recunosc lucrul acesta. Din acest punct de vedere, chiar nu sunt un exemplu bun de urmat. Am un program haotic în ceea ce privește mesele pe zi și în ceea ce privește ronțăitul ăsta între mese și aici chiar aș vrea să schimb foarte multe chestii. Mai departe, ce ai schimbat la tehnologia de astăzi? La tehnologia de astăzi nu a schimbat absolut nimic. Din contră, aș vrea să avanseze cât mai mult tehnologia, pentru că folosită corect ne poate ușura foarte, foarte mult viața, consider eu. Cred că ar trebui chiar mai mult timp și mai mulți bani investiți în tehnologie, mai ales în anumite domenii, cum ar fi medicina, de ce nu?
Din punct de vedere al telecomunicațiilor, cred că tehnologia este destul de avansată. Mă uit în urmă când eram adolescentă și aveam internet prin telefonul fix, prin dial-up și dura foarte mult până se conecta, era extrem de scump și mergea și foarte, foarte greu. Iar acum am un telefon mobil care face foarte, foarte multe lucruri, îmi poate înlocui la un moment dat chiar și laptopul. Am internet nelimitat pe telefonul mobil și ce pot să spun? Comparând cu acum 20 de ani, cam așa, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult și s-au schimbat în bine. Și sper în continuare să se schimbe în bine și tehnologia să ne ușureze cu adevărat viața. Da, trebuie să avem grijă să nu cădem în extrema cealaltă, dar cu tehnologia cred că suntem bine momentan. Penultima întrebare, ce ai schimbat din obiceiurile tale? Să vedem ce a schimbat din obiceiurile mele, ca să nu repet ce am spus la întrebările anterioare. A schimbat programul de somn. Mi-a încantat somnul peste cap și nu vreau să devină un obicei programul pe care l-am acum. Trebuie să-mi schimb programul de somn. Adorm foarte târziu noaptea și nu este bine, nu mă simt odihnită, nu mă simt așa cum trebuie. Și chestia asta trebuie să o schimb și lucrez intens la acest lucru, dar ce să zic. Trebuie să lucrez mai mult, nu știu, adorm foarte târziu și nu-mi face bine treaba aceasta. Este un obicei care trebuie să dispară pentru că nu e ok pentru mine. Și ultima întrebare, ce ai schimbat la stilul tău? Mă gândesc că se referă la stilul vestimentar și aici știu exact ce vreau să schimb și mă chinui de foarte multă vreme să fac această schimbare. Culorile în care mă îmbrac. Mă îmbrac foarte, foarte des în culori închise. Puteți observa că am pe mine o bluză neagră, are câteva detalii cu roșu, dar nu este suficient. Mă îmbrac foarte des în culori închise și de cele mai multe ori când e să aleg o haină, mai degrabă o aleg pe cea în culoare închisă decât pe cea în culori deschise. Am schimbat. În ultima vreme am încercat să mai schimb, am încercat să port și imprimeuri mai mult, dar prefer în general culorile închise, nu știu de ce. Țin minte la un moment dat, acum vreo câțiva ani în urmă, m-a întrebat cineva dacă sunt în doliu, pentru că eram mai mereu în negru, în griuri, foarte închise. Și atunci mi-am dat seama că exagerez cu aceste culori și că ar trebui să includ în ținutele mele și culori mai vesele, printuri, eventual. Și este o chestie pe care mă chinui să o schimb de foarte multă vreme și pot să spun că ușor, ușor am mai schimbat pe aici pe acolo câte ceva, dar e loc de mai bine, evident, întotdeauna. Cam acestea au fost întrebările. Apropo de întrebări, dacă mai aveți întrebări pentru Q&A, vreau să mi le lăsați aici în zona de comentarii, pentru că urmează și acela cât de curând. În bara cu descrieri o să găsiți întrebările de la acest tag, cât și lista cu fetele pe care eu o să le taguiesc mai departe. În zona de comentarii, pe lângă întrebări pentru Q&A, dacă mai aveți, vreau să-mi spuneți impresia voastră despre acest tag și, în general, dacă ați dori să schimbați ceva. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share, să vă abonați canalul meu de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă puteți găsi pe toate canalele social media cu Edu și KingQuest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!